Domnița Olena sau Elena, în versiunea românizată a numelui, s-a născut în anul 1464 sau 1466 la Suceava, fiind fiica lui Ștefan cel Mare și al Evdochiei de Kiev, prima soție a domnitorului moldovean. În anul 1479, când Olena era încă o adolescentă, Ștefan cel Mare a început tratativele pentru căsătoria ei cu moștenitorul cneazului Moscovei, Ivan Ivanovici. Tânărul Ivan era fiul lui Ivan al III-lea al Rusiei și al primei lui soții, Maria de Tver. Intermediară în negocierea căsătoriei a fost cumnata lui Ștefan, Teodosia, sora Evdochiei, care avea legături strânse cu familia princiară de la Moscova. Ea i-a scris domnitorului în anul 1480: „Eu am rugat pe Marea Cneaghină și aceasta a binevoit a se roage fiului ei și Marelui Cneaz. Marele Cneaz a acceptat propunerea de a lua fiica ta ca soție, iar Marea Cneaghină și Marele Cneaz ne-au cerut să-ți transmitem să trimiți un reprezentant pentru a discuta detalii.” După logodna din 1482, care a avut loc prin intermediari la Suceava, Olena a plecat către noua familie din Moscova, însoțită de un alai impresionant. Cununia religioasă a avut loc în ianuarie 1483, iar pe 10 octombrie 1483, principesa a născut un fiu pe nume Dimitrie. 7 ani mai târziu, pe 7 martie 1490, soțul Olenei a murit. Cel mai probabil otrăvit de un medic adus din Veneția pentru a-l îngriji. După moartea soțului său, Olena a intrat în conflict cu Sofia Palaiologhina, cea de-a doua soție a marelui cneaz al Moscovei, care dorea să-și impună fiul ca moștenitor al tronului. Ștefan cel Mare, fiind la curent cu intrigile din Moscova, a trimis un document prin care cerea drept de trecere liberă pentru solii moldoveni către principele lituanian. Prințul a acceptat, sugerând chiar trimiterea solilor la marele cneaz pentru a se asigura de starea de sănătate a fiicei sale. Sofia a încercat să pună la cale un complot în 1498, dar acesta a fost descoperit și înăbușit, iar Dimitrie, nepotul lui Ștefan cel Mare, a fost proclamat succesor al marelui cneaz al Moscovei. După 4 ani de lupte pentru putere, Sofia a ieșit victorioasă. Olena și fiul ei au fost închiși, iar Vasilii, fiul Sofiei, a fost desemnat moștenitor al tronului. Olena a murit în închisoare pe 18 ianuarie 1505, la vârsta de 41 de ani, iar fiul ei Dimitrie a murit ulterior în închisoare sau a fost ucis la ordinul rivalului său Vasilii. Acesta a devenit cneaz al Moscovei și s-a căsătorit cu Elena Glinskaya, dar cuplul nu a avut copii. Ulterior, Vasilii s-a căsătorit cu o altă femeie care i-a dăruit un fiu, pe Ivan al IV-lea, cunoscut în istorie ca țarul Ivan cel Groaznic.